noi suntem o țară ortodoxă care avea atunci un rege catolic și care și-a adus o regină anglicană. Nu s-a întâmplat de multe ori în istoria României să ai o astfel de varietate de culturi, de credințe și de temperamente. Nu s-a întâmplat niciodată până atunci ca leadership-ul statal să se îngemâneze cu cel al britanicilor. Iar astăzi, în 2013, când vedeți unde e așezat regele Mihai la Londra, vedeți că contează acest lucru. În locul unde nu e primit nimeni dintre cei care conduc astăzi politica din România. Și nici din cei care au condus-o ieri, sau alaltele, sau răsalaltele. E totul legământ lăsat de Regina Maria acesta. Dacă vă uitați pe internet la filmele din 1924, le puteți vedea fără nicio constrângere vizita suveranilor români la Londra, adică Ferdinand și Maria, vizitând pe George al V-lea și pe Regina Mary, o să vedeți acolo ce, la ce loc de cinste era tratatul românesc. Și astăzi, când mergem la Londra, în, la City of London sau în orice alt loc unde comunitatea civică sau cea de afaceri sau cea politică sau cea diplomatică sau cea culturală ne invită, niciodată nu ne invită pe noi prin noi înșine. Mereu ne invită pe noi prin prisma unui predecesor. De fiecare dată când mergi la City of London, pe masă sunt fotografii de la vizita regelui Carol, întâi când a vizitat-o pe Regina Victoria, fotografii de la Ferdinand la Londra, de la Carol al II-lea la Londra, de la Mihai I la Londra și abia după aceea vin vizitele celorlalți. Ceea ce așează România într-un context așa cum nimeni n-a așezat vreodată. De fapt, dacă mă gândesc chiar și la anii aceia ai Ferdinand și ai Mariei, care au avut parte de modernitatea lor față de cuplul precedent, cam atunci s-au pus cu adevărat bazele diplomației românești, atât bilaterale cât și multilaterale. Carol I n-a avut timp și nici nu era vremea aceea a marilor călătorii. A făcut o vizită de stat la Londra, în care Regina Victoria, deja în vârstă, a ținut să se ridice în picioare când a ținut toastul la banchetul de stat și a spus că face acest lucru pentru că tânărul rege român e de toată isprava și a dat ordinul jartierei, numindu-l unul dintre 4 de cavalere ale jartierei cât există într-o generație, pentru același motiv, fără să consulte guvernul. A spus că această decizie nu este negociată. După aceea, însă, Ferdinand și Maria au putut răspândi mesajul românesc pe Papamont, fie direct, fie prin trimișii lor, făcând vizite epocale în Statele Unite, în Franța, în Marea Britanie, dacă ar fi avut timp și regele Ferdinand nu murea atât de devreme, astăzi, moartea la 63 de ani pare aproape un accident. Omul de 63 de ani se consideră încă un tânăr, în anii noștri, dar de adevărat nici medicina, nici tehnologia nu erau așa în anii aceia. Dar imaginați-vă dacă regele Ferdinand ar fi trăit măcar unul lui, îl prindea 1939 pe tron. Ceea ce a schimbat complet la al treilea deceniu, nu e nimic exagerat în aceasta. Cu puțin noroc putea să prindă și 1942 în Petron, având autoritatea pe care nici unul din urmașii lui n-a putut să o aibă, era venerat în țară, ca regitorul neamului. Dar chiar și așa, murind de vreme și lăsându-o foarte neconsolată, pentru că fiindcă Regina Maria avea încă enorm de multe spus lumii, a făcut foarte mult pentru vocea României în străinătate. Este puțin cunoscut faptul că și-au trimis moștenitorul coroanei de atunci, în 1920, moștenitorul era principele Carol, l-au trimis într-o vizită de 7 luni, înconjurând pământul, plecând de la portul Constanța spre Istanbul și de acolo mergând cu vaporul către ceea ce sunt astăzi țările Golfului, India, Thailanda, China, Japonia, mergând prin tot Pacificul până la San Francisco și Los Angeles, călătorind cu trenul până la New York și Washington, luând din nou vaporul către Franța, Marea Britanie, apoi trenul din nou către Elveția și oprindu-se la București. Carol
viitorul Carol al II-lea, principele Carol, a făcut această călătorie de 7 luni, ca trimis special al regelui Ferdinand pentru a duce salutul lui de suveran, destul de recent, avea la 6 ani de când era rege, împăratului Japoniei, sultanului Imperiului Otoman, căpeteniilor religioase sau statale ale Asiei, și cum era atunci, în afară de Thailanda, erau puține țări care aveau suveranitatea de astăzi, unele nu erau încolumite. Și e ceva, nu numai că de neînchipuit pentru vremea aceea, dar e aproape de neînchipuit